DGFM este și pe Facebook. Ca să știi. De 30 de ani mă pregătesc. Sincer, mi-e foarte greu să mă giresc pentru cineva la președinția României și din cauza asta m-am hotărât să candidez eu. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, l-ați recunoscut în acest fragment și îl salutăm acum pentru că este alături de noi pe domnul Ludovic Orban, președintele. Da, președintele Partidului Forța Dreptei și candidat la alegerile prezidențiale din partea acestui partid, dar atenție și din partea partidului Mișcarea Populară. Am zis bine? Bună dimineața, domnule Orban! Bună dimineața, salut radioascultătorii dumneavoastră. Aș vrea să fac această precizare. Patru formațiuni politice din spectrul de dreapta au constituit o alianță politică. Este vorba de Partidul Mișcarea Populară, Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache, Alternativa Dreaptă și Forța Dreptei. Am constituit o alianță politică, nu electorală. Atenție, e o alianță politică care înseamnă un angajament de a fi împreună pe cel puțin o legislatură. Toți candidații celor patru formațiuni vor candida pe Forța Dreptei, pentru că nu am mai avut posibilitatea de a înregistra o alianță electorală și toți vor candida pe Forța Dreptei. De ce? Pentru că Forța Dreptei are statut de partid parlamentar. Noi avem 14 parlamentari și avem dreptul de a avea delegați în secțiile de votare. În toate secțiile de votare și putem controla corectitudinea votului, adică să ne apărăm de eventuale fraude electorale și candidatura mea la președinție e susținută de toate aceste patru formațiuni politice care sunt parte în alianța noastră, alianța forțelor de dreapta. Ca să începem cu subiectul fierbinte al zilei, vă întrebăm pe dumneavoastră, nu v-a sunat domnul Ciucă să vă roage să vă retrageți din curs, așa cum i-a transmis doamnei Lasconi? Nu m-a sunat. Am avut conversații pe perioada verii, numai conversații telefonice. Până la urmă a fost frică să se vadă cu mine față în față. A fost cam ca la Nasiria. Deci eroul de la Nasiria a stat în unitate, probabil la popotă. Nu, nu mi-a dat niciun telefon, dar îi transmit eu mesajul că dacă e să retragă cineva, el este cel care trebuie să retragă. De ce? Pentru că este un candidat care este evident că este chinuit, că nu este făcut pentru așa ceva, că nu are nicio legătură cu electoratul liberal, cu valorile, principiile liberale și că ceea ce face el, acționează, el pune într-o postură de iepure a lui Marcel Ciolacu. De altfel, și aici chiar e o chestiune foarte serioasă, noi, USR, am propus o moțiune de cenzură. Dacă Ciucă ar fi spus da, puteam să dăm jos acest guvern și puteam să răpim acest avantaj strategic extrem de important pe care l-are Ciolacu și anume acela de a fi candidat la prezidențiale deținând pârghile de putere ale poziției de prim-ministru. Orciuc a zis nu, lăsăm pe Ciolacu prim-ministru, că Ciolacu e bun de prim-ministru, să-l ajutăm să câștige alegerile astea lăsându-i la dispoziție toată puterea de prim-ministru. Ori acum să vii tu să cer tu unor opozanți reali care au făcut pe bună opoziție și care, deși am fost într-o minoritate în Parlament, în care de multe ori abia am avut numărul de parlamentari ca să derulăm proceduri de opoziție, atacuri la Curtea Constituțională, moțiuni împotriva miniștrilor, am fost extrem de activ, de prezent și am făcut o opoziție pe bune. Și tu, după ce ai stat la guvernare cu PSD-ul, după ce ai refuzat să dai jos guvernul PSD să vii, acum să faci tu pe omul care cere altor candidați să se retragă din cursă, este o lipsă de bun simț și o pierdere completă a busolei politice, care este dictată, evident, de niște consultanți care știu că Ciucă, neavând discernământ, înghite orice fel de hap care îi se servește. Da, domnul Hrebenciuc v-a sunat să vă roage să-l sprijiniți în planul acesta. Pe cine? Păi nu știu, asta vă întreb. Să sprijiniți planul. Am făcut o postare drăguță în care am făcut un rezumat că au fost prinși în fapt Gigi și Georgica faglat cu Marcelica. O postare scurtă, așa, care descrie starea de fapt. Este evident pentru orice om care
are spirit de observație și care a urmărit viața publică în ultimii 4 ani de zile, că de fapt Simion este iepure Ciolacu și Caur este un partid care este folosit de PSD, este opoziția creată de PSD, ca să definesc. Opoziția parazit, opoziția care e de fapt la fel cu puterea și este opoziția convenabilă puterii, pentru că este mai nefrecventabilă decât puterea reprezentată de PSD. De-aia a fost încurajată crearea și creșterea acestei încropeli politice care nu are statut de partid politic. Eu nu știu dacă lumea știe ce se întâmplă în interiorul AUR. Simion a ridicat corupția la rang de principiu politic fundamental în propriul partid, fără să fie la putere. Simion nu are niciun fel de respect față de niciun membru. Acolo nu există alegeri în partidul ăla. La nivel local nu s-au ținut niciodată alegeri, la nivel județean nu s-au ținut niciodată alegeri. Inclusiv membership în partidul ăla nu este de fapt recunoscut, că ei sunt înscriși într-o aplicație din care oricând pot să fie radiați de administratorul asociației, să li se pierde inclusiv istoricul plății cotizații. Aici s-a vorbit public extrem de mult de oameni care au trecut până AUR și au ieșit din AUR, dar ce a fost foarte interesant este că atunci când s-au dus în AUR și s-au manifestat ca reprezentanța AUR, au avut expunere mediatică, în momentul în care au plecat din AUR sau au fost dați afară din AUR și au vrut să spună adevărul despre ceea ce se întâmplă în această încropeală politică fetidă, urât mirositoare, practic n-au mai avut tribuna media de unde să arate adevărul despre ceea ce se întâmplă în AUR. Ca să nu mai spun de încurajarea permanentă care a fost făcută acestui tip de opoziție destructivă, bazată pe ură, pe minciună, pe fabulații, prin deschiderea mediatică pe care a avut-o Simion și AUR pe toate canalele media care sunt controlate de PSD. Am spus. În urmă cu 4 ani făceați intrarea asta în scenă lui Klaus Iohannis. Hai să auzim. Doamnelor și domnilor, vă întreb, cine tace și face? Cine comunică mai bine când tace? Cine provoacă fior și insomnii? Cine este generalul pentru care merită să ne sacrificăm fiecare minut, fiecare picătură de energie și fiecare strop de sudoare? Doamnelor și domnilor, îl invit să se adreseze acestei distinse adunări pe Klaus Iohannis! Dumnezeule, dar aveți skill-uri de MC. Exact. Are you ready to rumble? Din zona aia. Dacă ar fi să repetați... Aș vrea să fac o corecție. Vă rog. Este de acum 10 ani. E de la primul, primului mandat. Contextul este o adunare la Dâmbovița, unde eu eram președinte. Gândiți-vă că știam că Iohannis nu are cine știe ce abilități oratorice și cumva trebuia să-i pregătesc sala. Acolo era, eu eram președinte interimat la Dâmbovița. Eram președinte interimat la Dâmbovița și trebuia să-i pregătesc sala, să o încarc de energie, de adrenalină, astfel încât lipsa lui de abilitate în materie de a mobiliza energie, de a ridica o sală, să fie compensată de o sală gata pregătită. Momentul a fost reușit, dar dacă ar fi să repetați acum acel moment, la mulți ani distanță, cum ar suna prezentarea pentru Klaus Iohannis? Cine și-a bătut joc de românii care au avut încredere în el? Cine a abandonat România? Cine a uitat complet de obligațiile pe care le are ca președinte? Cine și-a folosit funcția ca să facă turism pe plan internațional? Dar revin la momentul respectiv, e de acum 10 ani, încă o dată vă spun. Okay. Acum 10 ani, lupta dintre Iohannis și Ponta, care era tot premier în funcție, cum e și Ciolacu acum, era o luptă între David și Goliat. În turul 2, Ponta luase 40% și Iohannis 30% și toți ceilalți candidați anunțaseră în turul 1, 40-30, toți ceilalți candidați care ieșiseră din competiție au anunțat sprijin pentru Ponta, inclusiv Hunor, Tăricianu, Dan Diaconescu,
singurul candidat care nu s-a poziționat, dar de fapt l-a sprijinit pe Ponta, a fost Elena Udrea. În rest, toți ceilalți candidați. Era o luptă între David și Goliat. Așa este. Iar eu am avut, practic, rămăsesem în campanie, dacă îi spun cinstiți, adică activ în campanie cu comunicări publice, luptându-ne cu puterea PSD-istă, mai eram o mână de oameni, 4-5 oameni care au mai avut curajul să lupte pentru Iohannis în turul 2. Deci situația... Această prezentare a fost repetată, dar niciodată nimeni n-a vorbit de context. Ea trebuie privită în acest context, iar prezentarea în sine a fost o prezentare de MC, practic. Adică vă pricepeți. Vă pricepeți, serios, aveți niște aptitudini. Vreau să vă întreb și despre fostul președinte Traian Băsescu, pentru că candidat și numele partidului pe care l-a înființat, a declarat că o votează pe Elena Lasconi și nu pe dumneavoastră. Cu Traian Băsescu în ce relații sunteți? Comunic cu Traian Băsescu. Evident că a fost președinte 10 ani și are ce să-mi povestească. Și țin cont de, mă rog, informațiile și sugestiile pe care le face, mai ales în lucrurile în care, într-adevăr, Traian Băsescu a excelat. Avem o relație decentă. Dar, apropo de declarația de sprijin pentru Elena Lasconi, aia a fost acum 2-3 luni de zile și a fost o declarație oarecum contextuală, nu a fost... Traian Băsescu va spune dacă dorește să spună cu cine votează sau pe cine recomandă la vot. Aș vrea să vă întreb care a fost cel mai bun lucru pe care l-ați făcut atunci când erați la putere și cel mai rău lucru pe care l-ați făcut atunci, greșeală. Păi cel mai bun lucru pe care l-am făcut este faptul că am luat decizii care se sprijină aproape fiecare român. În ce sens? Indiferent că era vorba de firme pe care practic am suspendat toate procedurile fiscale, când era o prăbușire a cifrei de afaceri cumplită, era culmea să te duci călare peste ei, să execuți silit, am suspendat plata ratelor pentru toate persoanele fizice și juridice, ratele la bănci. Asta în contextul pandemiei. Negociere, păi da, atunci am guvernat, da. Asta a fost contextul în care am guvernat. Am susținut prin IMM Invest, practic am crescut bancabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, în special românești, că cele mai multe întreprinderi mici și mijlocii românești au probleme cu bancabilitatea. Am plătit șomajul tehnic, într-un fel am determinat firmele, angajatorii să-și mențină angajații plătind șomaj tehnic și după aia plătind o parte din salariu în primele 3 luni după reluarea activității economice, tocmai ca să mențin locurile de muncă. Puțină lume știe că nu numai că nu s-a pierdut niciun loc de muncă, dar între 1 ianuarie 2020 și 1 ianuarie 2021 au crescut numărul de persoane cu loc de muncă, numărul de angajați. Insolvențele s-au diminuat. Astăzi sunt de 4 ori mai multe insolvențe decât erau în perioada pandemiei. De asemenea, am avut grijă aproape de orice fel de categorie. Din cauza măsurilor de închidere a școlilor, am luat decizia de a plăti pentru un părinte un venit, chiar dacă nu se duce la muncă, ca să poată să stea cu copilul sau cu copiii acasă. Aproape pentru orice categorie am avut. A fost an de secetă și am asigurat plăți compensatorii pentru fermierii ale căror suprafețe au fost afectate de secetă. Nu cum plătește PSD-ul acum. Eu am plătit aproape 30% per hectar din costul de înființare a unei culturi. Adică era cam 2400-2500 costul de înființare a unei culturi și am plătit 920 de lei per hectar. Sunt atâtea lucruri bune pe care le-am făcut încât este extrem de mult de povestit pe tema asta. În ceea ce privește decizii, recunosc că am greșit, dar mi-a fost foarte greu să nu greșesc. Am greșit în decizia luată în noiembrie, decembrie, în timpul campaniei, că
când am acceptat închiderea piețelor, închiderea totală a școlilor, de asemenea anterior, interzicerea pelerinajelor religioase. Dar dacă oamenii își aduc bine aminte, eu l-am avut pe Iohannis la ședința de guvern, președintele în funcție, care președinte a anunțat aceste măsuri. Și era foarte complicat ca guvernul, după ce președintele a venit la ședința de guvern, să nu facă ceea ce a anunțat președintele Iohannis. Ar fi fost un divorț între președinte și guvern, care erau practic de aceeași parte a taberei, care ar fi fost extrem de negativ speculat de oponenții politici. Ludovic Orban, candidat la prezidențial în direct la Digi FM, mai înseninăm puțin atmosfera, domnule Orban. Trebuie să vă spunem că ați fost desemnat de ascultătorii Digi FM câștigătorul detașat al concursului de bancuri de prezidențiabil și vrem să vă mânăm acum și diploma oficială și să știți că aveți din partea noastră și un tricou cu Digi FM. Avem pregătit totul aici și am vrea să vă... celebrul banc cu Iohannis Ciolacu și Ciucă pe o insulă pustie. Vă rugăm dacă puteți să ne spuneți un alt banc în afară de acesta, sigur mai aveți. Nu vă vine niciunul. Nu vă mai spun niciun banc, ajunge unul și bun. Dar acord, e un banc, de ce l-am spus? Mie nu-mi place să spun decât bancurile care, într-adevăr, sunt foarte, au poantă și numai sunt foarte actuale. Adică bancul chiar e adevărat. Că, hai să se potrivesc contextului. Iohannis l-a pus pe Ciucă într-o postură umilitoare, în care, practic, Ciolacul perpelește la rotisor. Da. Cam asta este adevărul, asta e situația politică. Bun, avem un alt moment. Da, avem o chitară. De notorietate, faptul că știți să cântați la chitară, ați făcut școala de arte, din ce am aflat. Dacă am făcut primele 6 luni elemente de bază la chitară, la Școala Populară de Artă din Brașov, dar până la urmă am devenit autodidact, că de ce? Profesorul de chitară pe care l-aveam avea o nuielușă, și când greșeam, îmi dădea peste degete. Da. Am rugat frumos, am rugăminte, puteți să mă corectați altfel, nu mai îmi dați peste degete, că nu mai enervează cineva. Profesorul de mate avea un obicei, te trăgea de perciun și îți dădea o scatoalcă peste ceafă. Da, bătaia făcea parte din fișa postului. Da, inclusiv profesorii de matematică, am zis, nu mai dați în mine, vă rog frumos, m-am dus la directorul școlii și l-am părât. Am zis, nu poți să-ți bagi joc de fiecare dintre voi, cum adică mă tragi de perciun și îmi dai o scatoalcă pe ceafă. Noi am adus chitara asta să facem un moment în care cântați, nu o să vă judece nimeni, pentru că de corect a fost respectată partitura, adică e vorba despre un chitarist amator, nu sunteți la... profesioniști. Da. Avem o chitară, ne-au ajutat vecinii și prietenii noștri de la Zido și vă întrebăm dacă acceptați provocarea noastră, măcar câteva acorduri la chitară în dimineața asta la Digi FM. De dragul nostalgiei. Mâine-i vineri. Nu? Nu? Da? O să sară toți contracandidații pe mine, știți? Poate mine. Că ei cântă la xilofon după toată campania asta care a fost dusă, Sica Mandolina mi s-a și pus o porecă. Adică cine a pus corect la asta, nici măcar nu cunoaște instrumentul muzical, iar toată campania nu ce derulează, adică nu spune cineva, bă, știi să cânti la chitară sau nu știi să cânti la chitară. E așa, o chestie de bătaie de joc la adresa unui om pentru faptul că știe să cânte la un instrument. Da, nu puteți să spuneți că nu e o chitară frumoasă. Am ales ceva să bun. Să vedem dacă e acordată. E, sigur, da, și avem și pana. Ar trebui. Așa. Un pic mai aproape de microfon se poate, domnule Orban. Ușor să nu loviți de microfon. Cred perfect. Că așa e mult mai bine. Se aude muzica de... Oprim, am oprit-o, oprim gata. Tot. Nu e foarte bine acordată, să știți. Cine v-a făcut acordarea? O să transmitem. Ce vreți? Orice. Adică ceva la liberă alegere. Da. Recunosc că n-am mai cântat de ceva vreme. Sunt și un pic răgușit. Mai bine golan decât activist. Mai bine. Celor care cred că lumea asta cu iubire va scăpa,
celor care cred că dragostea va mai schimba ceva, le voi cânta, le voi cânta, le voi spune așa. Nimeni n-o să-ți explice ce e dragostea, asta singur într-o zi de vară vei afla. Și atunci să nu uiți de inima ta. Neîncălzit? N-avem niciun comentariu negativ. Oricum apreciem efortul pe care l-ați depus în dimineața felicitări asta. Felicitări pentru curaj. Pentru noi. Da. Da, excelent. Mi-am și ales o piesă mai dificilă. Păi, da, da, da. Una din piesele care îmi plac foarte mult din repertoriul Bauman. Și mai avem una. Ne-a șoptit o sursă că mai avem o melodie preferată a dumneavoastră. Te ne ajută Luiza. Ia. Da, 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 da. Aplauze întâi. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew. When I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, excelent. Bravo. M-ați transpus. Da. Deci înțeleg că cu limba engleză sunteți confortabil. Are you feel okay? I not only know English, but I also speak English. Because I believe you've studied. That, because I believe that if you know a language, you should speak in that language. That's a quality that I cannot ignore. I understood that the guy from yesterday told that he spoke without translator with Ursula von der Leyen through signs, through hands, through mimics. I cannot believe. What is important about Ursula von der Leyen is that she liked very much de parler en français. Ah, her c'est langue vrai? Préférée, c'est la français. Parce qu'elle est née à Bruxelles où et il préfère de parler en français. J'ai parlé avec Ursula
En français. That's another language that you know. Good. Felicitări nice. Pentru curaj, felicitări și pentru franceză și pentru aici vreau să spun un lucru foarte important. În relațiile internaționale este foarte importantă relația personală. Și e greu să legi o relație personală cu cineva dacă nu vorbești o limbă pe care el o cunoaște. În limba română nu este, să zicem, cunoscută decât de foarte puțin. E obligatoriu să poți comunica într-o limbă engleză, franceză. Eu m-am străduit un pic și pe germană, ca să vă spun sincer, pentru că în Europa e important să știi să vorbești limba germană și am rupt-o un pic și pe germană, de exemplu, când m-am întâlnit cu Angela Merkel. Noi știm în germană Schengen. Păi în olandeză, nu e în germană. Și acum e în austriacă. În austriacă germană, e, mă rog. Da. Germană, austriacă. Domnule Orban, pe finalul finalului, colega noastră Denisa a cules câteva întrebări de la oameni din București pentru dumneavoastră, măcar una să avem timp să difuzăm. Hai să ascultăm, Luiza. Dacă ați fi față în față cu Ludovic Orban, ce întrebare i-ați pune? Dacă consideră că va câștiga alegerile prezidențiale. Da. Dacă considerați că veți câștiga. De-aia am intrat în cursă ca să câștig. Sunt convins că oamenii vor începe să uite la campanie, vor studia candidații, vor vedea seriozitatea proiectelor și mai ales capacitatea de a realiza proiectele respective. Bun, mai avem următoarea întrebare. Ce ar putea să schimbe dânsul în privința tinerilor? În special pentru cazările studenților, pentru flagelul acesta cu substanțele interzise pe lângă școli, ce ar face în special pentru cei care ne vor urma? Război împotriva infracționalității, război împotriva traficului de droguri, război împotriva traficului de persoane, iar președintele, prin intermediul CSAT, poate să conducă acest război împotriva acestor fenomene extrem de nocive, război împotriva clanurilor, care devin din ce în ce mai prezente și mai puternice. De asemenea, în privința tinerilor, o influență în creșterea calității educației în România. Practic, pregătirea tinerilor, adolescenților, tinerilor pentru competiția care există în viață. Viața este o competiție în care, ca să reușești, trebuie să fii mai bun, să te pregătești mai bine, să fii competitiv, să-ți îmbunătățești abilitățile, calitățile, informațiile, să fii capabil să te reprofilezi atunci când ceea ce știi nu are căutare foarte mare pe piață. Bun, vă mulțumim pentru prezență în dimineața doar asta. Atât a fost? Da, din păcate, curge repede timpul. M-a spus să cânt acum, în loc să vorbim serios de candidatura la prezidențială. Eu cred că ați fost și serios, cred că ați livrat mesajul pe care l-ați avut de livrat în dimineața asta. A fost o primă parte a discuției noastre foarte interesantă și cu substanță. Mulțumim tare mult că ați venit în dimineața asta la Digi FM. Succes din partea noastră. Da, succes și din partea noastră și probabil o să vă mai așteptăm prin studio, facem un moment nu neapărat în totalitate artistic, tot așa un împărțit. Închei prin a spune următorul lucru. Spuneți, vă rog. Este foarte important ca cel care ajunge președinte să fie un om bun, un om sensibil, un om cu o vibrație pozitivă, un om care să fie un exemplu, un om care să nu își întemeieze discursul public și acțiunea publică pe ură, pe divizare, pe practic gelozie, invidie, furie, cum din păcate foarte mulți încearcă să determine. Președintele trebuie să fie un om bun, iar un om care iubește animalele, un om care iubește muzica, un om care vibrează atunci când aude armonii, este cu siguranță un om care poate fi bun și poate să fie și bun președinte. Total de acord aici. Mulțumim frumos, Ludovic Orban a fost în studioul Digi FM. Nu s-a stat, s-a postat pe pagina de Facebook Digi FM. Ca să știi!